de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la o cafea de dimineață. Astăzi continuăm într-un fel ce am început săptămâna asta și încerc să vă arăt cât de veselă este viața în administrația locală din județul Neamț. Dacă vrei să te distrezi cu adevărat, asta faci. O să rog pe cineva să-mi aducă un ziar, ultima apariție din Mesagerul. Și mulțumesc frumos. Și o să vă spun ce se întâmplă drumul unei reclamații făcute de un personaj care nu-i nimeni în drum, adică vorbim aici despre un deputat, care, și n-am spus degeaba nimeni în drum, care face o reclamație cu privire la calitatea unui drum în care se bagă cam 7 milioane de lei. Adică pe banii vechi vreo 70 de miliarde. De ce vă spun lucrurile astea și încerc să vi le spun? Pentru că o să vedeți cum un drum făcut prost, care și acum arată ca după bombardament, în urma unei expertize rezultă că a fost făcut conform stasului. Iar cel care a făcut reclamația rezultă că a păgubit statul român cu 21 de lei. Haideți să vedem. Romanul avea nevoie de centuri ocolitoare. Așa că, sub un alt patronaj al domnului Laurențiu Leoreanu, la vremea aceea primar, se găsește o resursă ca să facă centura ocolitoare est. O lucrare foarte frumoasă, foarte drăguță. Asta în 2013. Semnează contractul cu o societate la fel de frumoasă, drăguță și pricepută, numită Imrom Roman, care era în asociere cu Darkons. Asta în 2013. În 2016 semnează un adițional. Că, domnule, nu-l putem termina acum, îl putem termina un pic mai încolo. Se semnează, se termină lucrarea în aprilie 2016, o comisie bine garnisită, inclusiv din primărie, se duce și semnează procesul verbal de recepție a lucrării, se taie panglici, se bea șampanie, mă rog, cum se face într-o chestie de genul ăsta. Toată lumea mulțumită, inclusiv șoferii, sau mai ales șoferii. Nu trece mult timp și încep să apară primele gropi. După aceea, șoseaua începe să devină vălurită. Avem și, mă rog, nu dăm toate imaginile, presa din Roman atunci a scris despre chestia asta. Vede și domnul primar Leoreanu, care spune, domnule, nu se poate, constructorul trebuie să refacă totul pe cheltuiala lui. Ok. Vede și deputatul Bulai, Iulian, de la USR, și face o reclamație la parchet cu privire la recepționarea lucrării fără respectarea prevederilor tehnice. Face reclamație. Reclamația își urmează cursul, ajunge la un domn care domn o primește, o citește, o analizează timp de 10 luni și după 10 luni spune avem nevoie de un expert care să rezolve problema. Se caută expertul, care expert, imediat după ce rezolvă expertiza, o și prezintă celor care sunt în drept, cei care cercetau, făceau cercetarea penală. Ce spune, ce îi se cere domnului expert? Domnului expert îi se cere să stabilească dacă lucrarea corespunde calitativ și cantitativ. Și după aceea să mai spună el, dacă nu corespunde, în ce procentaj s-a diminuat rezistența morfologică a drumului, a căii rutiere. După aceea îi se spune să vadă, bă băiete, vezi acolo, știi că i-au recepționat-o și au zis că e bună. Au greșit sau n-au greșit? Expertul stă, analizează,
Țineți minte cântecul acela, experții au venit și au cercetat și lucruri minunate omenirii au dat. Expertul acesta a cercetat, s-a dus în primărie și a luat hârtiile, s-a dus la constructor și a luat hârtiile și a analizat, după care a spus, conform documentelor, drumul este bun. Drumul era plin de gropi și cu vălurele. Între timp s-au și peticit după aceea. Acum, o paranteză, drumul e prost. Da, asta e. Bun, și ce spune domnul? Lucrarea corespunde calitativ și cantitativ. Nu există vicii de edificare și din specificațiile tehnice, vă rog să fiți atenți, drumul corespunde indicatorilor STAS pentru respectarea categoriei de cale de acces. Adică, în ciuda gropilor, denivelărilor, au căzut marginile drumului, s-au dus la distanță de locul unde trebuiau să fie, drumul corespunde stasului. Bun. Ce face organul de cercetare penală? Dacă corespunde stasului, asta e. Scoatem de sub urmărire penală pe toată lumea pentru că cei din comisia de recepție au lucrat după stas. Stasul era ok, deci nu mai contează că sunt găuri, că sunt drumuri, că nu știu ce. Dar până și un expert minunat care a cercetat și lucruri minunate electoratului a dat, trebuia să spună totuși de ce drumul e prost. Și atunci el scrie negru pe alb acolo așa, că drumul era prost pentru că a existat un studiu geotehnic pe baza căruia s-a făcut proiectul, care era prost. Asta scrie în expertiza respectivă. Organul de cercetare penală a luat mai prima parte. Aia că, băieți, nu sunt vinovați. Acum, dacă există un studiu geotehnic care era prost și pe baza căruia s-a făcut toată șmecheria asta cu drumul, nu trebuia cineva, nu știm cine, organul de cercetare, expertul, cei din primărie când au văzut că, bă, dacă ăla e prost și noi am băgat atâția bani, hai să ne încet naiba facem. Că poate am făcut și alte drumuri pe baza acelui studiu geotehnic prost. Nu știm în acest moment dacă organul de cercetare penală a considerat că trebuie să se sesizeze din oficiu că există acest studiu geotehnic și să meargă mai departe cu cercetarea, pentru că oricum s-a produs o pagubă statului român. Cum? Faptul că domnul Bulai a reclamat și nu s-a confirmat reclamația a făcut să se cheltuiască 21 de lei din banii statului pentru această anchetă. Și e păcat. Nu știm dacă primăria Roman a cerut daune de la expert, pentru că am cerut primăriei Roman să ne spună care este studiul și cum este, dar la primăria Roman este aproape ca la spitalul din Roman, când vrei să afli ceva. Nu mai spunem că ei s-au digitalizat. Dacă sunt la primăria Roman, îmi spune așa. Bine ați venit la primăria Roman. Dacă aveți treabă acolo, sunați la. Dacă aveți treabă acolo, suni. Știți, nu este în birou, domnul. Păi, și cum facem? Dacă aveți treabă, sunați la. Cam așa este problema. Deci, vesel, nu? S-au băgat vreo 7 miliarde într-un drum, drumul a fost ca după bombardament, nimeni nu este vinovat. Asta la Roman. Haide să vedem în Piatra Neamț, apropo de drumuri. Îmi pare rău, vroiam să vorbesc cu cineva de la Roman apropo de subiect, dar din păcate
n-aveam confirmarea înainte de emisiune. La Piatra avem o societate prea frumoasă care face, care întreține drumurile în Piatra Neamț. Numele ei, PubliServe. Această societate prea frumoasă este condusă de oameni puși politic, la fel de frumos. Așa s-a întâmplat tot timpul. În momentul acesta este domnul Triboi, care a greșit socoterile și în campania electorală l-a sprijinit pe domnul Chitic, ceea ce este o crimă de lez carabelea în acest moment, de lez majestate, și nu poate fi tolerat așa ceva. Oamenii au zis, îl schimbăm pe Triboi. Nu și-au zis nicio secundă, reformăm PubliServe. Facem niște lucruri acolo. Nu, îl schimbăm pe Triboi. Și au încercat o lovitură de forță prin schimbarea, prin încercarea de acum câteva săptămâni. N-a mers. Așa că, acum, băieții ăștia încearcă o altă șmecherie, dar este făcută exact ca atunci când te trezești la 3 noaptea și te gândești la treburile orașului. Adică, pe repede înainte, ești puțin somnoros și nu-ți dai seama ce faci și ce scrii. Avem un mic document, l-am rugat pe colegul meu, Bogdan, dacă îl poate pune, îl poți și mări un pic, Bogdan, nu știu dacă îl poți mări. Deci, la PubliServe a sosit pe un fax o hârtie din care dumneavoastră vedeți acolo că scrie către PubliServe SA, de la compartimentul audit public intern. Al primăriei, evident. Așa. Referitor la misiunea de audit ad hoc, ad hoc, derularea contractului de mandat al domnului, al directorului general. Ne oprim aici, să vă spun. Deci, băieții ăștia au făcut un control ad hoc ca să vadă cum își face treaba managerul, nu societatea. Deci să vadă cum își face treaba managerul. Este atât de, dacă n-ar fi, cum să vă spun eu, tragic, ar fi distractiv. Pentru că încerc să văd data. Pe 10-a 2-a s-a trimis acest document. Nu este semnat nici de primar, este de compartimentul audit intern. Și scrisoarea asta trimisă, care întâmplător, după ce a ajuns în secretariat, a ajuns la toate compartimentele din PubliServe fără ca managerul să o trimită, probabil că are prieteni în societate care au vrut să-l ajute. Da? Deci, această misiune ad hoc are următorul scop. Examinarea responsabilităților asumate de conducerea entității și de către personalul de execuție cu privire la organizarea și realizarea activităților și îndeplinirea obligațiilor în mod eficient și eficace. Deci, două doamne de la audit se duc să-l controleze pe manager dacă și-a făcut treaba. Și obiectivul general al auditului ad hoc, asta deci ad hoc înseamnă imediat. Imediat. Este, va fi derularea contractului de mandat al directorului general. Ulterior, zice, după aceea, vă vom contacta pentru a stabili de comun acord data și modul de organizare a ședinței de deschidere a misiunii de audit ad hoc. Le place cuvântul ăsta, aud, că la noi a rămas de pe la unirea Lucuza, știți? Erau adunările ad hoc, au adus și primii țărani la adunări. Bun. Ce anume îi se cere PubliServe-ului să pună la dispoziția celor doamne, celor două doamne de la audit? Păi să vedem. Actul constitutiv al societății. Sigur, primăria nu-l are. Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia nu-l are. Organigrama și statul de funcție. Sigur, nu-l are. Hotărâri AGA din perioada 1-1-20 până în prezent.
procese verbale de ședință și deciziile CEA-ului, contractul de management al directorului general și ultimul extras din Revisal. 80% din documentele care se cer aici erau și în primărie. Dar nu mai contează. Important este altceva. Că niște băieți vor să ocupe funcțiile de la alți băieți. Niște politruci vor să ia funcțiile altor politruci. Și acționează ca niște politruci. În loc să fi cerut frumos, băieți, acestea de la societăți, atunci și voi prognoza pentru anul ăsta, să vedem câți bănuți aveți și ce vreți să faceți cu ei, trimite o misiune ad hoc la o societate pe care primăria a neglijat-o tot timpul, a ținut-o acolo ca o vacă de mulți pentru ce au ei nevoie. Anul trecut le-au dat 12 milioane și ceva de lei ca să repare drumurile. Dar au dat 18 milioane și ceva de lei la alte societăți ca să facă drumuri în Piatra Neamț. La Publiser nu s-au dat. De ce? Pentru că prietenul domnului Triboi și domnul Chitic trebuia să mănânce și gura lui ceva. Adică să aibă cu ce prezenta populației, nu vă gândiți la alte lucruri. Faci un drum nou, te poți lăuda. Asta era ideea. Acum, ca să înțelegeți dumneavoastră cum stau lucrurile cu auditul ăsta și că este foarte, foarte serios auditul ăsta, ar fi bine să înțelegeți un lucru. Că administrația publică este o mare familie în care toată lumea poate ajuta pe toată lumea sau toată lumea poate să dea la joale la toată lumea. Depinde de situație. Vă spuneam marți, cred că, despre doamna Ruxandra Bosovici, care era președintă Consiliul de Administrație acolo, era în Consiliul de Administrație de la Publiserve. Așa. Ei bine, vreți să mergem cu ideea mai departe? Doamna Bosovici este în Consiliul de Administrație de la Publiserve. Dacă nu mă înșel chiar președintă. Doamna Bosovici conduce Urbanul. În Urban îl are pe ca agaman pe domnul consilier local Ciobanu, care domnul consilier Ciobanu are interese directe la nivelul conducerii Urban, dar este agaman acolo. Sora domnului inginer Ciobanu, agamanul de la Urban, care colaborează cu doamna Bozovici, președinta de Consiliul de Administrație de la Publiserve, face parte din corpul de audit al primăriei. Dacă nu mă înșel eu, poartă numele de Cocoș Mădălina Elena, una din cele două doamne care semnează adresa de control ad hoc. Adică un control ad hoc, făcut, bine garnisit și bine pregătit. Domnul Triboi se pregătește să-și ia zborul de la Publiserve, dacă, bineînțeles, nu va reuși să scape de această chestie. Și de această chestie. Veselă viața în administrația publică locală. Și acum, la final, haideți să mai și zâmbim un pic, pentru că Academia Americană de Film a anunțat azi noi reguli noi reguli pentru eligibilitatea filmelor la Oscar, pentru categoria cel mai bun film. Și el spune așa, ei spun așa, schimbarea trebuie să reflecte diversitatea populației noastre globale, atât în crearea de filme, cât și în publicul care se conectează. De aceea, ca un film să fie premiat la Oscar, trebuie să aibă cel puțin unul dintre actorii principali sau actorii secundari semnificativi să provină dintr-un grup rasial sau etnic subreprezentat, adică să fie asiatic, hispanic, latin, negru, afroamerican, indigen, nativ american, nativ din Alaska, hawaian, etc. Sau altă rasă. De acolo sunt și că și români. Noi suntem rasă. Așa.
cel puțin 30% din actori trebuie să provină din aceste grupuri, iar de acolo trebuie să fie femei, grup rasial sau etnic și LGBT. Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, de aia au apărut pitici peste tot, în toate filmele acum, știți? Trebuie neapărat la un film să ai pitici. Așa este, corect. La unii le umblă piticii pe creier. Da, este altă poveste. Mergem și mai departe. Și din când se face echipa de filmare, trebuie să ai un regizor neapărat sau un ajutor de regizor sau cameraman LGBT, America, afroamerican, etc., etc. De ce am făcut eu toată această introducere? Nu reușeam să înțeleg de ce nu reușesc băieții ăștia la Consiliul Județean să aleagă vicepreședinți. Că stau și ei cu hârtiile de la Oscar în față, se uită la toată sala de consilieri, ce bă, care din ăștia o fi minoritar? Ca să-l punem așa. O fi vreunul minoritar afroamerican, parcă n-ar fi niciunul. Hispanic, sunt vreo doi mai negricioși, dar nu știm. Bă, dar LGBT o fi vreunul? Cum nu știți ce e LGBT? Ai, domne, chiar nu știți. Chiar nu știți. Nu pot să spun pe ecran. Să ia mulți pe invers, pe fiecare face ce vrea. Dar probabil că de asta nu se aleg la noi, că încă nu i-au descoperit vicepreședinții de Consiliul Județean care să încadreze în această categorie, sau viceprimarul de Piatra Neamț, sau viceprimarul de Rosnov, sau alții care mai sunt pe asta. Ne aliniem și noi standardelor. Sunt convins că asta este toată șmecheria cu alegerea, nu că nu se înțeleg partidele, nu că încă nu s-au negociat toate funcțiile pentru fiecare. De exemplu, multă lume a crezut că a călcat pe bec doamna Mădălina Ciubotaru de la Pro-România. Cum pe bec? Păi da, a fost o ședință pe 28 ianuarie și acolo s-a votat bugetul pentru salariile de la Centru pentru Persoane Vârstnice Rosnov. O să întreba ce legătură are doamna Mădălina Ciubotaru cu Centru pentru... Cum? Doamna Mădălina Ciubotaru, spun oamenii de acolo că era de dimineața până seara la serviciu, la centrul respectiv, în calitate de asistent social. Și, teoretic, mulți au sărit în sus, domne, dacă Mădălina Ciubotaru a votat acea hotărâre, este în conflict de interese și de acolo toate care decurg. Nu mai decurg așa multe. Ei, nu. Să nu credeți lucrul acesta. Am fost asigurat că doamna Mădălina Ciubotaru și-a dat demisia cu o zi înainte. Sigur cu o zi înainte. Nu după. Atunci a fost înregistrată, atunci a și-a dat-o. Și-a dat demisia pentru că în calitate de consilier județean, ce-a mai fost ea înainte, pe vremea când era în PSD. Și l-a trădat pe domnul Arsene. Atunci s-a dus la Pro-România. A, nu mai contează că sufletele pereche se întâlnesc tot timpul, cel puțin din punct de vedere politic. Deci, doamna Mădălina Ciubotaru a mai fost consilier județean. Ei, nimeni nu putea să creadă că doamna Mădălina Ciubotaru era asistent social la Rosnov. Era o chestie, nu putea să creadă. Dar acum se rezolvă lucrurile. Dacă și-a dat demisia, probabil că în urma negocierilor își va găsi un loc mai bun, la o firmă privată, bănuim că nu s-ar duce cineva la stat în perioada asta. Că la stat e rău. Mai ales dacă e vreo chestie legată de posibilitățile de acordare a unui serviciu venind dinspre Consiliul Județean. Mai sunt și alții care stau. Mie mi-a spus cineva că nu se aleg președinții de Consiliul, vicepreședinții, din motivele alea, și dar mai există și un alt motiv, că unul dintre consilieri nu va vota noi vicepreședinți până nu va da concursul pentru postul la care s-a înscris. Când va da concursul, va avea semnat contractul, va avea atribuțiuni, mașină și restul lucrurilor, atunci va vota pentru majoritatea cu domnul, propusă de domnul Arsene. Orice legătură între un fost consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean, care a fost dat afară de domnul Arsene și de doamna Soroceanu și a revenit
și acum este din nou consilier județean, este absolut voită. Dar așa stau lucrurile la administrația asta. Noroc cu băieții de la Hollywood că ne-au deschis mintea de tot și înțelegem de ce încă nu avem vicepreședinți. Dar probabil că se fac cercetări ca să vadă care dintre consilieri se încadrează în respectiva categorie. Ne oprim aici, vă dorim un weekend minunat și călduros. Fac glume, credeți-mă.